Salutare, prieten pescar, este duminică, am 3 ore la dispoziție și pentru că râurile sunt tulburi, lacurile înghețate, am fost nevoit să ies din nou tot pe Dâmbovița, unde o să încep pescuitul la dropshot cu montură în nod T, dacă știți. Dacă nu, o să vă explic în comentarii. Hai să vedem! Aceasta este montura, acesta e nodul T, sper că se vede. Asta înseamnă că năluca are foarte multă libertate, adică vreo 7-8 cm, cât să permită peștelui să o aspire. Folosesc un plumb picătură, pentru că nu mai am plumb de dropshot și e închis peste tot astăzi. Hai să-i dăm drumul. Bine, mă. Mi s-a agățat un porumbel în fir. Ce faci, mă, prostule? Fix de asta avem nevoie acum. Mi-a făcut firul varză. Rostovane. Stai, mă, că nu-ți fac nimic, nu fi bău. Am văzut un tip care pescuiește cu parașute. Nu i-am dat niciun avertisment, am venit direct la jandarmi și i-am anunțat. O să stau să văd dacă se iau măsuri sau nu. Se pare că echipajul de jandarmi merge în direcția lui. Sper să facă ceva. El n-are idee că am venit și am anunțat, dar sper să-l liniștească cumva. Nu știu dacă se vede, dar jandarmul l-a prins cu lansetele în apă și sper să ia ceva măsuri, să nu-l lase să plece, efectiv. Vă știți că e ilegal, nu? Ce faceți? Eu am mers și l-am anunțat pe domnul. Trebuie să învățați faptul că puteți pescui legal. Pește este slavă Domnului, dacă vreți să o opriți, dar trebuie să pescuiți legal. Am explicat, domnul.
întâmplă, nu se mai întâmplă, mă duc acasă, da? Ne chinuim, populăm. Așa e, serios, serios, adică am băgat șalău, am băgat bibani, am băgat apar. Dacă am înțeles că e concesionată sau cum este? Nu, e cesionată de la pod de la Roșu în sus și de la Glina în jos. Ce trece prin oraș nu se poate cesiona, că e de interes național. Îmi spune niște colegi de la poliție, spune, acum câteva zile, că spune că nu avem treabă, că e concesionată pe cuptoare. Treaba avem, că nu, în oraș nu e concesionată. Adică treaba asta am auzit-o de enori, am anunțat de enori, le-am explicat de enori că nu au voie să pescuiască așa, dar de multe ori sunt foarte agresivi. 04. Mulțumesc frumos și... Plăcere! Foarte bine ați făcut, așa e. Da, în principiu nu vreau să le fac rău, vreau să înțeleagă că da, se poate pescui legal. Nu ce capul cu era, la undița găsă, găsați aia la undița. Păi nu, că așa se pescuiește cu ăsta, dar dacă pescuiește așa, cu conălucă de asta, prinde la biban de se satură, dar trebuie să-l caute. Are pește.